Salutare, iubitori de natură! Bine ați revenit pe canalul Gabriel Icosa. După cum știți deja, regnul animal este fascinant, un tărâm în care fiecare creatură posedă abilități și adaptări unice. Astăzi vom pătrunde în lumea misterioasă a șerpilor. V-ați întrebat vreodată ce parte a corpului folosește un șarpe pentru a percepe mirosurile? Ei bine, te așteaptă o surpriză, deoarece vom dezvălui secretul mirosului la șerpi. Am observat că ești un spirit curios și urmărești mereu actualizările mele. Dar iată un detaliu uimitor. 95,4% din voi nu ați apăsat butonul de abonare pe canalul Gabriel Icosa. Dacă te abonezi, nu numai că mă susții pe mine, dar te asiguri că rămâi în strânsă conexiune cu natura, descoperi lucruri fascinante despre viața sălbatică și beneficiezi de sfaturi valoroase dacă îți plac animalele de companie. Alătură-te comunității și îmbogățește-ți cunoștințele legate de lumea care ne înconjoară. Dă click aici pentru a te abona și a deveni parte din comunitate. De la acvilele care se înalță până la cer, la creaturile evazive din apă. Fiecare specie a evoluat cu simțuri specifice pentru a se orienta în mediul lor. În continuare, haideți să ne concentrăm asupra unui grup de animale care a captivat și a fascinat omenirea de secole. Șerpii. Aceste reptile, cu mișcările lor hipnotizante și comportamentele lor ciudate, posedă un arsenal de simțuri care le ajută să supraviețuiască. Printre abilitățile lor remarcabile, simțul mirosului joacă un rol fundamental în localizarea prăzii, în orientarea în mediul înconjurător și chiar în găsirea potențialilor parteneri. Dar întrebarea rămâne, ce parte a corpului folosesc șerpii pentru această extraordinară abilitate olfactivă? Șerpii folosesc un organ specializat numit organ vomeronazal sau organul lui Jacobson, situat în cerul gurii. Acest organ este o adevărată centrală de chemoreceptori, permițând șerpilor să detecteze și să analizeze feromonii din mediul înconjurător. Feromonii joacă un rol vital în comunicarea dintre șerpi, influențând comportamentul de împerechere și semnalizează pericolele. Deși organul vomeronazal este un mijloc primar, șerpii au de asemenea receptori olfactivi în cavitatea nazală. Acești receptori le sporesc abilitatea de a detecta o mare diversitate de mirosuri, contribuind la abilitatea lor olfactivă generală. Așadar, pentru a răspunde la întrebarea cheie a acestui episod, șerpii își folosesc organul vomeronazal, cunoscut și sub numele de organul lui Jacobson, dar și receptorii olfactivi din cavitatea nazală pentru a detecta mirosurile. Această combinație unică le permite să se orienteze în mediul lor, să găsească hrană și să se angajeze în interacțiuni sociale care le sunt vitale. Universul olfactiv al șerpilor este o mărturie a adaptărilor incredibile întâlnite în regnul animal. Până data viitoare, rămâneți curioși și observați, ascultați și învățați de la natură! Nu vezi ce mare e, ce lung este ăsta, gândește celălalt, nu-i foarte ce mare este. Asta e un șoc de pupântău. Păi, să vedem! Nu este venit. Nu este venit.